ziua, dragi telespectatori! Bine ați venit la emisiunea Psihologie și Viață. Sunt Geraseela Libe, gazda dumneavoastră. Alături de mine se află domnul lector universitar dr. Dan Octavian Rusu, președinte al Colegiului Psihologilor din România, filiala Cluj. Bine ați venit! Bine ați revenit, domnule Mulțumesc Rusu! Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să renodăm dialogul pe care l-am început anul trecut. Sigur că da! E o bucurie pentru noi și clar că e interesant și pentru telespectatorii noștri, indiferent dacă sunt psihologi sau sunt beneficiari a unor servicii de psihologie. Și vom vorbi despre aceștia, dar vom vorbi și despre altă activitate pe care o desfășurați în Fundația UBB Alma Mater Napocensis, o fundație interesantă care e foarte activă și care e foarte prezentă în zona noastră. Domnule președinte al Colegiului Psihologilor din România, filiala Cluj, aș vrea să începem să vorbim puțin despre această filială puternică, bine reprezentată, care, din câte știu, se înnoiește și se reînnoiește cu noi membri și cu un personal foarte bine pregătit aici la Cluj. Ce puteți să ne spuneți despre noutățile apărute aici, de când nu ne-am văzut? Păi, noutăți sunt multe, inclusiv, în esență, legea 213 din 2004, care reglementează funcționarea și exercitarea profesiei de psiholog, își schimbă oarecum dimensiunile, în sensul că se lucrează pentru a o schimba, urmează ulterior să fie trimisă în Senat și Parlament pentru validare. Fiind o lege organică, are nevoie de multe schimbări și multe avize. Sigur, din 2004 până astăzi au trecut mulți ani și aproape 20 de ani. Și e necesară oarecum o reînnoire a ceea ce înseamnă condiții de a intra în profesie, condiții de exercitare, condiții de promovare și de schimbare a treptei de psiholog. Sunt mai multe trepte. În momentul în care cineva termină facultatea de psihologie, psihopedagogie sau filozofie sau asistență socială, acolo e o altă discuție, ei intră într-o formare de psihoterapie, dar revenind la corpul de bază a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, e nevoie de un aviz de liberă practică. Avizul de liberă practică se obține relativ simplu, cu un dosar, cu obligația de a termina, de a avea o diplomă de licență sau măcar o dovadă de absolvire a Facultății de Psihologie sau psihopedagogie specială, se intră într-o sesiune de interviuri, interviu mai precis, după care candidatul își primește dreptul de liberă practică în momentul în care, de fapt, are diploma în mână. În format electronic nu mai sunt atâtea formalități, nu mai e acea vreme în care ca psiholog stăteai la București pe cozile colegiului și așteptai ore în șir, nemâncat, nebăut și neodihnit, până să intri în comisie, până să fie evaluat, până să faci un drum la București și înapoi. Deci toată această procedură este simplificată și adaptată noilor tehnologii. Sigur, aici putem deschide o altă discuție. Ce înseamnă noua tehnologie? Înseamnă nu numai faptul că ai intrat în Colegiul Psihologilor și ai dreptul să profesezi, ci ai și obligații financiare, nu numai cele de beneficii, în sensul că, bineînțeles, ca și profesie liberală, psihologul are și drepturi și obligații. Între obligațiile financiare, nu numai cele profesionale, intră și obligația de a da dovada plății pentru client, factura, care în momentul de față va fi e-factura. Momentan, pentru noi, e o procedură mai simplificată. Colegiul vine în întâmpinarea colegilor din toată țara și cu condiția de bază de a plăti și de a fi la zi cu taxele, ceea ce înseamnă cotizația de membru pe 2024 plus la zi, să nu aibă restanțe din anii trecuți. Colegiul oferă această posibilitate ca să fie achiziționată prin colegiu, adică cu titlul de gratuitate, semnătura electronică. Sigur, gândiți-vă acum, cu toată bunăvoința, nu e neapărat
și simplu, pentru că la un moment dat ne-am trezit că toată lumea dorește această certificare electronică din partea colegiului, mai ales că lumii e și gratis. Da. Și cumva și firma respectivă, dincolo de colegii din Breaslă, sunt oarecum năpădiți și cu cereri. Sigur, timpul de răspuns întârzie, sunt nemulțumiri și acolo ca peste tot, dar ceea ce am încercat este că să ușurăm viața colegilor și am încercat să oferim această facilitate. Sigur, cine își pierde răbdarea poate apela la altă la altă firmă, dar vă spun că în momentul de față cam toate sunt în aceeași situație, am mai încercat și eu și la alții. Am încercat cumva să nu îngreunez neapărat colegiul, mi-am achiziționat din venitul propriu și am lăsat vorba aceea colegiului suma respectivă pentru altcineva. Bun. Aceasta este prima fază în care se intră în profesie, este o fază de supervizare în care cel care își intră în meserie are obligația să intre în supervizare, indiferent de ce specializare dorește și optează. Durează între 1 și 2 ani. După 2 ani, când se termină supervizarea, ciclul de formare, obligativitatea unui master profesional în această specializare care optează dacă este clinică de clinică, dacă este resurse umane, resurse umane. Și condiția este să fie avizat acest master de Colegiul Psihologilor. A, deci există și obligația aceasta, că ați zis mai înainte că pot să opteze pentru a alege această profesie și absolvenți din alte arii. Da, acolo e obligativitatea care să meargă spre psihoterapie, nu pot să meargă spre clinică dacă au terminat filozofie sau teologie sau asistență socială. Dar masteratele trebuie să fie avizate de Colegiul Psihologilor dacă nu vor să aibă surpriza. La psihoterapie acolo e altă poveste, acolo școala formatoare asigură și în cadrul ei se desfășoară, dar cu avizul colegiului și cu... Da. Deci prezența colegiului oricum este și în acele și în acele organizații și în acele instituții de formare. E bine să se știe, pentru că e important atunci când merg la psiholog să știe ce aleg beneficiarii serviciilor de psihoterapie. În primul rând, și în cadrul Breslau este important să știe să știm cine suntem. Cine suntem și de unde aparținem. Și eu cred că totuși există această educație până la urmă din partea beneficiarului, cumpărătorului, până la urmă. Ca și atunci când mergi la un medic sau mergi la un avocat sau îți chemi un instalator. Fac generic această abordare. Te interesezi, ceri soluție, recomandare, nu mergi neapărat pe nevăzute. Mai că și aici recomandările, aș îndrăzni să spun că uneori sunt subiective, pentru că uneori ți se recomandă să mergi la un vraț sau la o ghicitare sau la mai știu cine care are niște referințe poate mai bune decât un psiholog. Dar atitudinea comunității. Sunt riscuri pe care și le asumă fiecare, dar în momentul în care apelează la un profesionist, trebuie să știe care acel profesionist și niște avize de la un for care Exact. Asta e foarte bine ați punctat aici, că atunci când mergi și e ca și când ai vrea să-ți faci o instalație de gaz complicată cu cineva care are și apă, are și canal, drept că n-am mai lucrat în gaz, dar poate să încerce să-ți facă, îți face mai ieftin decât îți face poate altă firmă, numai că aici sunt niște riscuri, pentru că dacă există o malpraxis, dacă există o abordare greșită sau iese prost pentru client situația, nu are unde să meargă să reclame ulterior. Da. Nici el și nici aparținătorii. În schimb, dacă mergi la un psiholog, mergi la un medic, și ca și client, și ca specialist, ești apărat. În sensul că dacă n-ai greșit și ești acuzat, există foruri care fac lumină și nu ești acuzat de faptul că ai fi practicat ilegal profesia. Da, și practicarea profesia presupune niște obligații de formare continuă, de utilizarea unor instrumente validate științific. Nu, există niște obligații și în ceea ce privește oferta ta ca specialist față de client continuu. Da, și există și o limitare. Nu poți face dacă n-ai atins gradul de specialist sau de principal anumite proceduri.
De asemenea, dacă ești chemat în justiție ca și expert, ai nevoie de o vechime, ai nevoie de o specializare, ai nevoie de un atestat care să ofere atât instanței, clientului, avocatului, procurorului, dovada că tu ești persoana care are dreptul și poate să facă acea expertiză. Da. La facultățile de psihologie în ultimii ani, cel puțin în ultimul an, știu că a fost o concurență extraordinară. Cei care ies din facultățile de psihologie, în urmă cu 10, 15, 20 ani, nu toți se îndreptau spre cabinete particulare sau în instituții care au în vedere sănătatea mentală. Câți au intrat în colegiu, câți tineri, absolvenți, câte persoane noi s-au orientat în ultima vreme, în ultimul an, să zicem? În 2023, pe ultimele date furnizate oficial, undeva la aproape 260. Pe filiala Cluj. Pe filiala Cluj-Bistrița. Cluj-Bistrița. Da. Da. Și în această zonă, în acest moment, aproximativ, cam câți psihologi activează pe toată zona? Așa, o aproximare. Asta ar fi greu. Cumva, știți, dacă îi luăm câți intră și câți figurează, aproape 2000 ar fi. Mai că e interesantă această fluctuație, că vin, stau 5 ani, unii plătesc, nu plătesc și aduc aminte, își reîntregesc cotizațiile restante. E o fluctuație, unii sunt plătitori, dar de fapt nu sunt activi. Mulți vin că văd în psihologie un hobby. Sunt, din punct de vedere formal, cu actele în regulă, se contabilizez că sunt activ, că nu sunt activ, e greu de spus. Dar deci e așa o dinamică de intrări, dar și este, de ieșiri. Este sau de stagnare. Și de stagnare și de activitate. Activismul este foarte greu de stabilit. Gândiți-vă că, bun, sunt cei 250, care în momentul în care intră, noi le oferim posibilitatea, se trezesc că le trebuie contabil, le trebuie mers la NAF să-și declare, le trebuie sediu, unii sunt din Cluj, nu sunt din Cluj, văd cât costă o chirie, văd cât e de umblat și până la urmă nu știu ce să fac, din cei 250, deci ei sunt momentan teoretic activ, înregistrat activ, cu cotizația la zi, urmă, ce fac mai departe e foarte greu de intuit. Și vă spun, sunt foarte mulți care ori sunt la a doua facultate, ori aveau un job și s-au gândit ei să facă și psihologia. Alții, da, într-adevăr, sunt ok, funcționează și sunt și psihologi, au toate. Alții, dimpotrivă, le place cercetarea și nu vor să intre în colegiu, ci fac doar cercetare. Deci e foarte diversificată tipologia activităților care le face un psiholog. De la cercetare la... Să înțeleg că pentru clienții serviciilor de psihologie e puțin dificil să găsească uneori psihologul dorit, potrivit. Da, iarăși merge pe recomandări, iarăși merge pe intuiție, să vezi, să cauți. Uh-huh. Cred că, într-adevăr, partea aceasta de transparență și de identitate profesională, zic eu, e oarecum încă deficitară. Colegiul, sau cel puțin nici la filială, nu avem posibilitatea dacă sună cineva pe cine recomand. Uh-huh. Păi, pe de parte, din punct de vedere etic, eu nu pot să-i fac reclamă la Dan sau la Ceracela și pot să zică cineva că sigur că ai făcut reclamă gratuită. Așa. Da, da, e justificat. Și până iarăși e reproșul, sigur că dacă tu ești acolo și nu ne spui, atunci de cine se întrebă? Da, presiunea e mare. Se presupune că dumneavoastră cunoaște parcă pe toți. Parcă aș cunoaște pe toți, da. Așa. Dar este oricum clar că este o filială puternică comparativ cu alte zone ale țării. Eu zic că da, și suntem și da, destul și de vocali în toate forurile. Vizibil. Da, în comisiile de specialitate, în Consiliul Colegiului, în Comitetul Director, în operativă sunt clujeni, da. Sunt colegi de la facultate, sunt
Da, sunt oameni pe care Clujul a reușit să-i trimită și zic... Da, știu, întotdeauna au fost reprezentanți foarte, foarte bine situați de la Cluj, dar acum sunt chiar mai mulți în ultima perioadă și asta ne bucură foarte tare că ne reprezintă interesele. Pe de o parte, da, pe de altă parte, dacă nu iese ceva, o să zic că sigur avem că dați atâția... Avem cui reproșa. Da, aveți și cui reproșa că sunteți atâția din... De ce l-ați făcut? Totdeauna ne simțim mai protejați ca specialiști, evident. Da. Și e foarte bine că sunteți mulți pentru că se poate duce mesajul și al nevoilor noastre din teritoriu și putem fi reprezentați bine. Uite, și în legătură cu acele legi financiare la care trebuie să ne aliniem, cu puțină răbdare, sigur că vor fi rezolvate și certificările digitale și e de mulțumit colegiului că s-a implicat unei mase așa de mari, da, persoane care lucrăm. Pe de altă parte, și colegiul face această ofertă, până la urmă, gratuită, de sigur a oferi membrilor cotizanți posibilitatea de a achiziționa. Pe de altă parte, încercăm să oferim și consultanță până la un anumit punct și de la alt punct. Mesajul e că oameni buni, luați-vă un contabil, că nu o să puteți duce acum să faceți și credite profesionale și să vă faceți meseria și să aveți viața voastră, lăsați și pe alții care să e adevărat, deși unii zic că după aceasta, ce ne vom intra în mână, e atât de simplu încât aproape nu mai e necesar contabilă. No. Vom vedea. Vor fi niște provocări, experiențe noi, dar suntem adaptativi. Dacă nici psihologii nu sunt, atunci cine? Dacă doriți, aș vrea să vorbim puțin și despre Fundația UBB Alma Mater Napocensis, care activează pe dimensiunile culturale, sociale, comunitare, umanitare. Noi comunitare, științifice, noi cam tot ce se poate face. Acoperire amplă. Da, de la a promova cărți și de a oferi sprijin pentru tipărirea, editarea de cărți, de a susține și de a lucra foarte bine cu presa universitară clujană, de a organiza evenimente culturale. Da. Chiar ieri am avut un eveniment foarte frumos despre înstrăinare. Rahmaninov, un eveniment superb. De asemenea, organizat cu titlul de gratuitate pentru cei care doresc să asiste sau să participe ca spectator la aceste concerte. Anul trecut, iarăși, ne-am început anul în forță. Am avut concertul Iris la Cluj, da, unde, spre bucuria noastră, am umplut sala auditoriu maximum până la vârf. A fost și mie personal un eveniment special să-l cunosc pe Cristi Minculescu în persoană. Da. Ca... E o personalitate... Este. Da. Și ca psiholog, și ca... orice identitate pot să-mi asum, a fost pentru mine un eveniment special să-l cunosc pe Cristi Minculescu, pe care în adolescență îl ascultam pe el și pe Pau Ciuci. Da. Eram fan atât Compact cât și Iris. De asemenea, am mai organizat întâlniri, am avut iarăși un eveniment, poate nu mi-aș dori genul acesta de eveniment sau de activități, în care am ajutat familii ucrainene în situații foarte dificile, oameni care, ca și noi, ca și mine, ca și oricine de aici, aveau o situație în care se gândeau unde să-și facă concediile și unde să-și trimite copiii la facultate. Ajung să caute surse de subsistență într-o țară în care limba e foarte departe de limba lor naturală și copii mulți, uite, o familie de 6-8 copii și da. Din activitățile și din concertele organizate am reușit să facem strângere de fonduri.
am avut nu numai cu oameni și nu numai cu cultura. Ultimul eveniment a fost un eveniment în care am ajutat o asociație de protecția animalelor. Am reușit să strângem o sumă decentă, cu care am reușit să achiziționăm hrană pentru animalele, pentru căței din adăpost. Deci, poate, ce să vă spun? Poate vor deveni colaboratori în terapia asistată de animale. Cine știe? O colaborare. Da. Persoane cu probleme oncologice, iarăși, tânără iarăși din Ucraina, care a avut nevoie de susținere materială. Nici ce să vă spun, ce am putut face, am ajutat colegii din universitate să publice cărți. Da, e foarte important să se știe și aceasta, pentru că probabil că sunt psihologi care doresc să scrie, să-și publice cărți, studii. Oricând, cu drag. Da, e bine de știut. E bine de știut. Mărturisesc că am participat și eu la unele evenimente, conceptul foarte interesant de conferință și muzică, care are o dinamică anume și care te prinde într-o stare extraordinară în care poți să ieși cu ceva învățat și cu o stare de liniște dată de muzică foarte interesante. Și ați văzut că am făcut, până la urmă, evenimentul cultural cu muzică, de la muzică rock până la muzică clasică. Exact. Și muzică chiar destul de nișată. Da, corect. Și a avut succes. Da. Și lumea a ieșit foarte încântată, absolut mulțumită. Presupun că și în acest an aveți în vedere organizarea unor astfel de evenimente. Da, ne propunem, încă nu divulg, dar cine este interesat să ne urmărească, și în general anunțurile noastre ajung pe prima pagină a Universității Babeș-Bolyai, ca anunțuri pe prima pagină, și cine va fi interesat, îl așteptăm cu drag. În general, ceea ce facem noi merge cu titlul de gratuitate, iar evenimentul pe care îl organizăm noi, sigur, îl organizăm pentru a sensibiliza pe de o parte, pe de altă parte este o poveste care încearcă să obțină sprijinul atât umanitar cât și financiar a celor pe care îi chemăm, pentru că și noi, la rândul nostru, ceea ce obținem dăm mai departe. Da. Da, e lăudabil că toată lumea iese în câștig, și cel care merge, participă la spectacol, și dacă faci o donație, care oricum nu e dificil de făcut până la urmă, dacă ai bune intenții, ajunge undeva unde e nevoie. Exact. Da, așteptăm și vă urmărim. Fundația are și o pagină a ei? Este cuprinsă tot pe pagina Universității Babeș-Bolyai. Este o secțiune în bara de sus, Fundația OBB. Uh-huh. Sigur, se pot face și donații, cine dorește, orice sumă de la 10 lei în sus. Este o aplicație simpluță pe care scrie "fac donație", în care pur și simplu spune datele de card și suma poate să-și aleagă de la 10 la orice sumă. Da, e bine de știut, pentru că sunt oameni care poate doresc să ajute, mai ales că aveți atâtea cazuri care așteaptă să fie sprijinite. Da. Dacă mai doriți să ne spuneți ceva despre proiecte pe colegiu, pe fundație? Cred că ce ne-am propus pe 2024 este ca într-adevăr oamenii să vadă că o comunitate funcționează pe ea însăși. Nu trebuie să vină, să zicem, cineva nume, dar cred că încă momentan ne găsim rostul și cred că întotdeauna ne vom găsi acest rost, dar dorința noastră este cumva să mobilizăm comunitatea clujană să fie nu numai în așteptarea cuiva care să organizeze pentru ea să vină să să aducă artiști, ci și în momentul în care vine să fie mai
comunicativă, mai nu numai fixată pe momentul cultural în care vin, văd și plec, și eventual mă întorc când va mai fi un eveniment asemănător, ci încercăm cumva să-i punem ceva de sagă, de drum. Da. Să fim mai implicați. Să fim mai implicați, să vadă mai că, mult alături. Da, și să încerce să depășească poate statutul acesta de consumator numai de evenimente, în care, sigur, diferența atunci n-ar fi niciuna între televizor și faptul că vine la un concert, ci să rămână cu ceva, să vadă că evenimentul respectiv are un mesaj și că să se gândească puțin la... Să meargă și cu întrebări de la... Să meargă și cu întrebări și să vină... adică să meargă acasă cu niște răspunsuri. Să le caute, exact. Da. Da, e frumos mesajul. Ca să fim o comunitate înseamnă mai mult decât să fim unii lângă alții, ci unii cu alții. Da. Domnule Dan Octavian Rusu, lector universitar, doctor, președinte al Colegiului Psihologilor din România, filiala Cluj, vă mulțumim foarte mult că ați participat la emisiunea noastră și vă aștept cu drag oricând aveți evenimente și doriți să le promovați sau să le prezentăm chiar fragmente din acestea. Sunteți binevenit! Vă mulțumesc frumos! Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru participarea alături de noi la această emisiune. La revedere!